Asta înseamnă că până ce ne interesează este să reducem problema la o expresie mai mare de minimizare. Altă eliminim să fie nu știu dacă vreți, pentru o instanță de sat mai devreme, alocarea de limiți care se face frică de pauză. Asta înseamnă că programarea unui calculator hibrid, data asta, unui calculator cardiopatic, cum înseamnă să scriem noi un hamiltonian matematic pe care să-l forțăm unei evoluții adiabatice. Dacă o să face asta, în spate, comunicând cu tine și așa mai departe. Și dacă o să ne scutește pe noi de muncă asta de fizicieni, de matematicieni, și asta înseamnă că munca noastră se reduce la a proiecta o funcție matematică normală, al care nu să fie soluția la problemă. Black box se va ocupa să mapeze expresia noastră matematică mai simplu și se întâmplă toate operațiile în spate. Și acum, o să vă pun pe site, după ce terminăm prezentarea, o să vă pun un PDF cu un fel de structură generală de Python, prin care să rezolvați cam ce probleme pe zi. Acum. Stilul ăsta de rezolvare a problemelor pentru diverse se aseamănă într-un fel stilului de rezolvare pentru calculatoare matematic, doar că nu mai scriem hamiltonieni, scriem doar expresii matematice cu noi. Dar trebuie să ne gândim la aceeași pace. Adică să ne definim structurile de date, să ne definim datele cu care lucrăm. Dar cubiții aici sunt plus sau minus 1. Ca așa vrea nimeni. Nu ne afectează pe noi foarte tare. Dar starea unei evaluări înseamnă o potențială soluție la problemă. De exemplu, pentru sat, pentru problema sănătății, o stare înseamnă o alocare de funcție. De exemplu, asta este o posibilă stare. O să faci un exemplu de tot și o să-mi spun. Pe o problemă așa, mai de viață. Miezul soluției este expresia matematică. Minimul expresie matematice înseamnă soluția la problemă. Cred că am zis-o așa și ca oară, dar ăsta este corul calculului. Și atunci, odată ce am putut am gândit, este cum ne reprezentăm datele și cum am plecat expresia matematică, scrie niște lucruri. Cum reprezentăm starea ca o suită de cubiți? Iar, în calculatoarele clasice, cum ne reprezentăm? Nu o suită de biți, normal. Am izolat toate structurile de date cu int, float, standardul e 854, 754, cum se cheamă, sunt primul și toate toate chestii. Trebuie să scriem în Python un evaluator pentru expresie matematică. Pentru că, după cum am zis mai devreme, D-Wave comunică cu un evaluator clasic. D-Wave îi dă evaluatorul clasic un fel de soluție potențială. Evaluatorul clasic evaluează cât de bun e. Și de asta trebuie să scriem un evaluator. Care primește o potențială soluție la problemă și trebuie să dăm un număr. Cu cât mai mare, cu atât mai proastă. Da? Scopul nostru este foarte minim. După care, după ce scoatem stringul de cubiți pe care l-a dat D-Wave ca soluție finală la expresia noastră matematică, trebuie să extragem ce înseamnă stringul ăla pentru număr. Că înseamnă soluție la 3 sat, că înseamnă, nu știu, calculul 1 plus 2 egal cu 3, trebuie să extragem informația care e necesară pentru număr. Tocmai zic că vă dau să vedeți, ca să vedeți care este structura generală. Partea cea mai mișto la Blackbox este că are și un solver simulat pe care funcționează exact același cod. Adică, codul nostru din evaluatorul clasic comunică în loc de D-Wave, comunică tot cu un evaluator, tot cu un calculator care dă răspunsuri. Tot clasic. Faza atunci la algoritmul scriptul nu contează. Ideea este că apul ăsta
M-am zis, de același loc care merge și la bătrân în ușă. Și o să facem. Și apoi se rezolvă o problemă din viața asta. O problemă de algoritm. Avem N numere întregi și un alt număr întreg. Scopul nostru este să găsim o submulțime din acest
minus 1,0. Da? Așa de că dăm soluția noastră considerată din schimbul de vis pe care îl dăm. Bun. Am făcut și asta. Miezul problemei este albăit. Pentru că albă clasic. Dar aici, obiectul față. Hai să spunem. Hai să ne gândim la o expresie matematică, al cărei minim să fie, de exemplu, cât ce dați de voi să fie minimul unei funcțiuni? 0. Deci, f de state o să fie mai mare sau egal cu 0. Și dacă f de state o să fie 0, atunci avem o soluție, da? Bun. Ne-am putut la o proprietate. Acum. Avem proprietatea, dar nu avem expresie. Hai să ne gândim la o expresie. Cine are orice tălie? De exemplu, f de, ce avem aici? Minus 7, minus 8, 0. Cât este? Minus 1, minus. Deci, cât este? Minus 14? Care e 3? Bun. F de, care e soluția? Minus 7, 4, 1. Este cât? Minus 1, minus? Minus 1. Hai, fii 0. Ne place. Ne place, nu? A minus 2. Da, e minus 2 aici. Da? Ne place asta. De adevărat, ne place. Place tuturor? Dar ceva care place la toată lumea. Da? Deci, pe noi ne interesează faptul că evaluarea pentru minus 7, 4, 2, 0, asta înseamnă că soluția bună, soluția care îmi place noi, este minus 7, 4, 2. Oh, una dintre posibile de soluție. Bun. Dar dacă avem noi... Asta nu e pentru orice, nu? Ia să vedem. Găsește din niște contexte. F de, nu știu, 4. F de? 4. 4. Este minus 1, minus 4, care este minus 5. Deci e mai mic decât 0. Și mai mic decât 0. Ne place? Domnul modulor. Da. O, perfect. Nici nu îmi place. Altă idee pentru modul. În loc de modul. Modul implică niște i. Square. M-am zis că am auzit cu pătrat, da? Deci, până acum am ajuns la f de state, o să fie s minus 1 de state la pătrat. Pentru că e și... Ce s-a de două proprietăți? Odată că e pozitiv, cu minimul 0, când ne place nouă. Și odată când nu e 0, e din ce în ce mai mare. Observați? Dacă am f de minus 4, f de 4 este minus 5 la pătrat, care e fi cu 25, deja sare de rădă. Dar deci nu e mai ușor să ajungem la minimul sau să vedem că o stare mai mare decât altă. Deci deocamdată ne place chestia. Dar,
Ce ne facem dacă este zero? Și mulțimea noastră este minus 1, 1, 2. F de nimic cât este? Yeah.